Starea de urgență a redus foarte mult traficul rutier, dar și activitatea unor firme considerate poluatoare. Acest lucru s-a reflectat în creșterea calității aerului. Cel puțin, așa susțin reprezentanții instituției care veghează la calitatea mediului înconjurător din județ. Au fost monitorizați indicatorii dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon și pulberi în suspensie PM10, particule cu diametrul mai mic de 10 microni, și au fost înregistrate 5482 de valori medii orare pentru acești poluanți. Valorile înregistrate pentru indicatorii monitorizați de stație nu au depășit limitele maxime admise, conform legii numărul 104 din 2011, privind calitatea aerului înconjurător. Măsurătorile specialiștilor desfășurate în ultimele două luni au demonstrat că s-au înregistrat scăderi semnificative la toți indicatorii de poluare. O scădere importantă s-a înregistrat chiar și la nivelul valorii indicelui pulberilor aflate în suspensie. Acesta s-a aflat sub pragul limitelor admise. Pentru dioxid de sulf nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limite orare pentru protecția sănătății, respectiv de 350 microgram pe metru cub. În ceea ce privește monoxidul de carbon, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limite pentru protecția sănătății umane, 10 mg pe metru cub, valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore. Iar pentru pulberi în suspensie cu diametrul particule cu diametrul mai mic de 10 microni, PM10, valorile medii zilnice înregistrate s-au situat sub valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane. Calitatea aerului din Slatina este permanent monitorizată cu ajutorul stației automate de pe dealul Grădiște. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a promis că va mai trimite la Olt încă o stație pentru a monitoriza indicatorii de calitate a aerului, având în vedere dimensiunea platformei industriale a Slatinei și riscurile de poluare pe care firmele care lucrează în zonă le reprezintă. Până în acest moment, stația promisă nu a ajuns.